Pe holul Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Alba pot fi văzuți zilnic guvernatorul BNR Muguri Sărescu și socialdemocratul Adrian Năstase aflat actualmente în detenție. Nu vă impacientați nu în mărime naturală, ci zâmbind în fotografii de grup alături de conducerea AJVPS Alba. Fotografiile au fost făcute la întâlnirea de anul trecut a vânătorilor, știut fiind faptul că Muguri Sărescu este președintele Asociației Naționale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi, iar Adrian Năstase a deținut la rândul ei această funcție. Niște poze le-am făcut la Congresul Asociației Generale din toamnă. Toamnă am avut congresul și am avut delegația noastră din 4 persoane, președintele, cei 2 vicepreședinți și directorul, la congres, ca reprezentanța asociației. Și ne-au făcut niște poze cu președintele Asociației Generale, cu președintele Isărescu. Dacă despre Adrian Năstase se știa de mult că este un pasionat vânător, în privința guvernatorului BNR au apărut pe această temă prea puține informații. Nu prea e mare vânător, e mult prea cu minte, da, e atâta care e vânător de mult, dar nu-i o pasiune. Nu știu multe despre activitatea de vânătoare a dumnealui, dar nu să... Și când are cuvântul, ne dă niște sfaturi destul de protecționiste, mai mult în ideea de a sta mai cu minți cu armele, știi? Să trageți în vânt mai degrabă. să ne abținem, știi? Da, mai mult către abținere. Muguri Sărescu a fost reales președinte anul trecut, în noiembrie, la Congresul Asociației Naționale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi.